Astăzi este meniul de post. Voi face o tocăniță de cartofi. Rebecca este în concediu de boală. Bună dimineața! Bună dimineața, dar și eu astăzi voiam să fac teme. Da? Matematică, iute. Bine, por la treabă! Mulțumim! Voi pune cartofii la fier. Voi pune și o lingură de sare. Între timp, voi face pâinea. O lingură de sare, o lingură de zahăr, un cup de drojdie proaspătă, 100 de ml de ulei, 600 de ml de apă călduță și 1 kg de făină. Aluatul este gata, îl acopăr până se dublează volumul. Gata, a dat în clocot și cartofii. Pun cea 1, să facem prăjeală. Adaug ulei, adaug ceapa. După ce s-a înmuiat puțin, am dat pe răzătoare și niște 3 usturoi, 3 căței de usturoi și un morcov. Colim puțin, încă vreo 5 minute să se moaie. Între timp, ia uitați ce minunăție am adăt în grădină. Două salate mari. Voi spăla bine. Și o jumătate de lighean de spanac. Voi spăla ceapă verde. E de anul trecut. A rămas cea roșie, era mititică. Facem o salată de verdețuri, ulei, oțet, sare. Foarte delicios. Condimentez un pic, voi pune piper, 2 foi de dafin, niște paprika afumată, boia afumată, cimbru, pune după gust, care vă place, și boia dulce. Mai călim 2 minute și voi pune un pahar de apă, să se fiarbă puțin morcovii și ceapa. Adaug și puțin apă. Las să fiarbă puțin. Adaug și 300 de ml de suc de roșii. Mai călesc câteva minute. Cartofii s-au fiert. Pot să pun sosul. Mărarul n-a ieșit în grădină, deci voi pune uscat. Mai lăsăm să fiarbă câteva minute. Și mâncarea este gata, să ne apucăm de desert. Aici am 2 kg. Îi voi spăla bine. Le voi tăia în jumătate. Și voi scoate cotorul. Și dacă are vreo bubiță. Ia uitați, dragilor, aici am pus niște semințe de mere de data trecută, deja încolțit. Vă recomand să plantați și voi sau să duceți semințele undeva la țară și să le dăruiți la niște bunici. Ne apucăm să dăm pe răzătoare. Pe răzătoarea mare. De zeamă din lămurie, o esență de vanilie, o cerscuță mică, 50-60 de ml de ulei, o linguriță de scorțișoară și 200 de grame de zahăr. Le-am pus pe foc și le voi lăsa până cade zeama, în jur de 30 de minute, la focul mediu, să nu se ardă la fund, și amestecăm cât mai des.
Între timp voi face, a luat 200 de ml de borș proaspăt sau un pahar, 200 de ulei, sare, am cântărit 600 de grame de făină și un pliculeț de praf de copt. Rămân taluatul câteva minute. Lăsați aluatul să se odihnească în jur de jumătate de oră. Gata și aluatul, deja este 11:30. Să ne apucăm de turte. Lăsați puțină făină să nu se lipească. Împart aluatul în 6 bucăți. Gata. După ce le formăm, mai lăsăm să crească 15 minute, dar înainte le dau bine cu făină. Cât timp am lăsat la crescut turtele, am curățat salata. La focul mare, dar dăm focul mic. Deci nu folosim ochiul mic, deoarece acoperă mai mult din tigaie. Pentru salată, dacă vreți să păstrați și pentru mai târziu, eu vă recomand să puneți la frigider, într-un alt recipient, nu condimentați, deoarece sarea va înmuia toată salata și va avea multă zeamă. Acoperim și lăsăm așa și mâncăm de seară. Ce ai adus tu, mami? Ia arată! Vai! Dar de ce mi-ai adus flori? Pentru că mama aia voiesc și aș și să-ți dau și mie. Să-mi dai mie? Da. Știi cum se cheamă? Ia. Bravo, puișor meu! Imediat caut, da? Să punem în vază. Punem un pic de oțet. Mama, vezi că se poate cânta. Imediat ulei. Sare. Amestec. Ridichile încă sunt mici în grădină. Mărarul n-a ieșit. Deci... timp se fac și turtele, voi lua aluatul, împărțim în jumătate și voi întinde aluatul cât este tava. Tava este de 30 de centimetri. Întind ușor aluatul. Voi pune și compoziția de mere. Voi tăia fâșii. Cu acel cuțit de pizza, nu știu, parcă când vreau să tai, fuge, nu știu. Voi începe cu mijlocul. Voi pune din nou pe mijloc. Chiar poți face ceva și de buget. Nu trebuie ingrediente scumpe. Să facem și niște fluturaș. Nicolas, așa vrei să-ți fac? Da. Da? Uite, Rebecca, ție ți-am făcut niște fluturași. Unde vrei să-i pun? Pe margine. Nu, să lăsăm. Punem pe margine. Pe margine? Dar da. Parcă sunt fundițe, nu? Da, parcă sunt fundițe. Parcă nu sunt fluturași. Da. Miroase... Și eu te-am găsit un pe sos. Da? Miroase a salată. Păi am făcut și salată, da. Da.
Poftim. Și parcă sunt fluturi. Da? Nico, așa... Îți place așa, Nico? Așa vrei, da? Și iau, cât... Da? Gata, să punem la cuptor pentru o oră. Haide să vă arăt, dragilor, da, frige. Uite, frige. Ia uitați, dragilor, să nu spuneți că sunt crude.